Bună seara, dragi prieteni, alături de mine este Marian de la PSG Pantelimon. Bună, Marian! Bună seara! Cum a fost meciul? Prima înfrângere pentru noi. Cum te simți? Eu supărat de rău. Ai, de că e doar o înfrângere, ce... Nu e vorba de înfrângere, e vorba de fotbalul care îl practică unele echipe în Liga Prieteniei. Asta e un sport, vii aici de drag, vii să joci fotbal. Nu să trimeți 7 mingi peste un gard de 5 metri și să stau 10 minute să vină o minge. Nu știu dacă băieții ar trebui să joace fotbal sau ar trebui să se apuce de rugby, că la ESE-uri ar avea mai multe șanse. Într-adevăr, am pierdut, ne-au bătut, dar pe bubuieli. Ăsta nu e fotbal. Am înțeles. A fost și un meci agresiv? Destul de agresiv. Din punctul lor de vedere, noi ne-am văzut de treaba noastră. Nu știu. Pentru mine, ăsta e primul interviu care îl dau și mi se pare că ăsta nu s-a numit fotbal. Ăsta s-a numit pur și simplu rugby. Crezi că v-a lipsit și vouă ceva? Adică ați fost și voi oarecum vinovați? Nu știu dacă am fost... Probabil a fost și vina noastră pentru că nu ne-am străduit cât a trebuit, dar nici nu poți practica un fotbal cu o asemenea echipă. E foarte greu. Pentru că noi suntem o echipă care combinăm, jucăm pe jos, ne place să pasăm, să dăm goluri. Când întâlnești o astfel de echipă care vin trei înși odată și zboară trei tălpi, nu știi unde să te duci. Am înțeles. Spune-mi, ce veți face pe viitor pentru a progresa, să zic așa? Nu știu dacă trebuie să progresăm cu ceva anume, pentru că noi avem o echipă destul de competitivă din punctul ăsta de vedere. Eu nu sper să nu mai dăm peste astfel de adversari, atâta tot. Dacă vei da peste astfel de adversari, ia spune-mi, vezi reușit data viitoare să vă integrați, să jucați și fotbalul cum îl joacă ei? Dacă mai întâlnesc cu echipa așa, eu unul sper să am o rezervă să mă pot schimba. Spune-mi următoarele etape cum vor decurge, după părerea ta. Nu știu, următoarele etape chiar nu știu cu cine avem. Nu am nici cea mai mică idee, însă sper să venim să jucăm fotbal. Crezi că veți continua cu șirul de victorii? Da, v-am spus, avem o echipă destul de competitivă, destul de plăcută, ne înțelegem bine, atât în teren cât și în afara lui. Noi, într-adevăr, sperăm să avem în continuare rezultate bune. Mult succes! Mulțumim! Iar voi nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipita. Vă pup! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijire și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.